Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din OneBlock. Seria asta minunată care a adunat foarte multe episoade. Foarte multe pentru mine, pentru că e o serie de abia la început. Mai putem să facem pe ea o grămadă de chestii interesante. Ăsta e doar începutul. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uita să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou clip pe acest canal. Trecând peste chestia asta, nu am mai avut activitate pe această mapă, așa că în episodul de astăzi trebuie să reluăm activitatea. Așa că hai să înceapă episodul. Of, doamne, shader-ul ăsta înfrumusețează totul. Atât de colorat, atât de multă lumină de la soare, atât de multe umbre. Superb, superb. Și deși nu-i cel mai wow shader, schimbă jocul complet. E un shader așa, mai de doamne ajută. Dar arată superb, cel puțin apa o schimbă într-un mod foarte, foarte frumos. Am încercat mai multe tipuri de shadere, dar la ăsta mi-a rămas inima, să spunem. Da, interesant, trebuia să termin gardul ăsta, să-l prelungești la casa din episodul trecut. N-am mai făcut chestia asta. Ce frumos bate lumina pe casa asta verde, arată într-un mare fel. Ok, o să fie interesant episodul ăsta. N-am mai trecut de multișort la prietenele noastre albine și trebuia să fac un sistem care să mă ajute să colectez honey combo mai ușor. Ok, n-am făcut treaba asta. Aș vrea să automatizez chestia asta pe viitor. Cumva da, cumva nu, nu e o prioritate, nu e ceva de care am nevoie în momentul de față, dar pe viitor ar trebui să țin cont să automatizez chestia asta. Avem aici un mic balconaș în spate. Ok, păi da, ok, cred că am pierdut o albină. Ok, las-o, o să se întoarcă ea, o să rămână ea blocată. Trebuie să fac un alt sistem de deschidere pe aici să nu mai pierd albine, aia a rămas pe afară. Ok, hai să vedem dacă putem să o băgăm înapoi. Dar de ce? De ce ai ieșit? Și de ce pe aici? Nu. Ok, bun, știu că te pot băga înapoi, fac chestia asta și ar trebui să intri. Ok, nu vreau să dau în tine. Așa, te-am rezolvat. Dar trebuia să nu ieși în primul rând. Ok, trebuie să fac o cale de acces pe afară. Deși aș strica tot parmi cu chestia astea, cred că ar trebui să merg să dorm, dar îmi place maxim așa cum se vede, arată într-un mare fel și nori schimbați. Pot să spun că sunt mândru de shader-ul ăsta. Nanicoca. Efectiv m-am îndrăgostit de acest răsărit. Arată superb cum bate lumina pe toate construcțiile de pe această hartă. Mi se pare foarte tare. Dar în episodul de astăzi o să lucrăm la chestia asta. Acum nu vreau să fiu rău și vreau să îi dau credit. O să-i dau credit lui Luca pentru că am văzut o chestie interesantă pe ultimul clip al lui postat, cel cu 100 de zile pe OneBlock. A făcut o chestie mai interesantă și mai eficientă decât am făcut-o eu. Deși la mine se complică puțin treburile pentru că am portalul deja spawnat acolo de desubt. În schimb, aș putea face chestia asta pentru viitor, pentru că blocul ăsta n-a ajuns la capacitatea maximă. Eu încă n-am fost în end. N-am fost să bat dragonul, deși puteam să o fac până acum, după cum vedeți, e ok și pe armură și pe toate chestiile astea. Mai trebuie doar un arc pe care l-am avut la un moment dat, dar se mai întâmplă. Acum mă gândeam dacă aș vrea să merg, nu cred că e cazul momentan, cel puțin mă gândesc că aș putea face mult mai multe chestii interesante. Cineva zicea la un moment dat că pot să pun un hopper sub acest bloc și o să preia toată chestia asta. Nu funcționează așa. Blocul ăsta aruncă toate blocurile de deasupra, ok, și nu preia nimic, niciun bloc de desubt. De exemplu, dacă bag un hopper dintre ăsta de desubt acolo, nu o să preia, o să rămână blocurile aici de deasupra. Trebuie să le iau eu de aici. Efectiv, n-am cum altfel. Trecând peste chestia asta, am văzut o chestie interesantă la Luca, cum am spus până acum. Nu cred că trebuia să fac chestia asta. A lăsat o gaură cumva unde să arunce mobi care s-ar putea spawna aici. Și mă gândeam să fac și o gaură asta în direcția asta. Uite așa, să scot chestiile astea de aici și să mut această minunată scară. Cumva gaura asta vreau să o fac în așa fel încât să nu afecteze cumva portalul, da? Pentru că avem un portal acolo de desubt. Așa, și o să sparg astea. Și o să încerc să fac în altă direcție această minunată scară. Și cred că cea mai înțeleaptă direcție ar fi undeva aici. De ce zic asta? Pentru că avem acces și la aceste cufere care la un moment dat le-am făcut ca să colecteze itemele în plus pe care le mai aveam eu prin inventar. Și cred că acolo ar fi cea mai inteligentă mișcare să o fac. O să fie ciudățică treaba pentru că o să încurce puțin aici, dar e cine știe ce. Adică am acces la portal, e ok.
e ok momentan, e mai mult decât ok de fapt. Așa, și partea asta aș vrea să o fac în continuare, o gaură așa foarte mare, în care ar putea să cadă chiar și mobii mai mari puțin. Acum că mă gândesc, trebuie să o fac măcar de 3, în caz de o să fie mobi mai mari, să aibă o să se ducă jos. Hai să iau alea de acolo, că mi se par așa foarte ciudățele. Și aici ar trebui să pun, nu știu, un gard, nu știu dacă e suficient un gard. E suficient, o fi suficient gardul? Cred că gardul, dar va trebui să-l unesc cu partea de sus cumva, că am așa o impresie că o să se agățe în gardul ăla mobi și n-aș vrea. Asta e ciudat, pentru că știu că făcusem la un moment, bine, am dintre ăsta, dar o să-mi fac alt gard, aia e. Știu că la un moment dat aveam foarte mult lem, foarte mult gard, dar se pare că s-au dus vremurile când aveam foarte multe iteme, pentru că am mai făcut construcții destul de multe de atunci. Și s-au mai schimbat lucrurile pe harta asta. Și mai aveam nevoie de niște andesit, parcă se cheamă, granit, nu andesit. Sunt sigur că mai am prin chest-uri, dar cred că ăsta e suficient. Ok, hai să vedem. Da, 29 de bucăți e mai mult decât suficient, că vreau să rămână tot dintre ăsta. Arată ok. Plus că e mai greu să ia foc pe aici, sper. Și chestia asta aș vrea să o umplu cumva. N-aș vrea să mă duc aici în void-ul ăsta. Deci cumva când intru aici să nu mă bat cu mobii să mă arunce în void. E periculos, dar să zicem că e o măsură totuși de precauție pentru mine. Ok, să pun unul de ăsta aici. Să pun unul de ăsta aici. Partea asta pare luminată suficient. Ok, și partea asta mă gândeam eu să o acopăr așa full până sus, să nu cumva, din greșeală, să fie posibilitatea să se agățe vreun mob așa în gardul ăsta pe aici. Și pentru siguranța mea pot să mă duc până în capăt cu el aici să fiu și sigur când cobor, deși nu cred că pot să sar peste gardul ăla. Ok, să-i dăm să fie mai frumos cumva, pentru că nu o să se spawneze mobii, nu vreau să iasă de aici. Să folosesc blocuri, ce blocuri aș putea să folosesc să arate într-un fel mai premium, mai... Cred că astea o să dea foarte mult la ochi, o să bată grav la ochi. N-aș avea niște blocuri mai, nu știu, mai normale. Astea nu, pentru că am folosit acum. Cred că astea singurile pe care le am eu mai normale. Blackstone-ul l-am folosit la garduri pe acolo. Mă gândesc. Aș putea să-l fac din quartz. Păi dacă o să fac o combinație de quartz și cu chestiile astea, oare arăta bine? Dar nici rău nu arată, adică pilăriește arată într-un fel, nu? O să fie o combinație interesantă, zic eu. Trebuia să-i fac și o intrare, doar că cred că o să modific puțin intrarea. Ori o să o fac pe aici, pe la chest, că e mai ok. Da, cred că e mai ok să le arunc aici itemele. Da, pe aici o să fie intrarea. Bine, pot să fac intrare dublă, nu cred că asta era problema. Arată interesant. Atâta, singura frică am să nu mă duc acum în timp ce construiesc, să mă duc în void, că o să fie ciudată toată treaba asta cu void-ul. Și cred că aș putea să fac o chestie cu un bloc de apă, să-l pun în caz eu să mă duc, dar nu acum. Ok, bun, n-aș vrea să fie full, așa că cred că o să mă apuc de făcut niște scări. Dacă o să facem, am scări de quartz făcute, gata, ca să nu le mai stric pe asta. Am câteva, m-am gândit la o chestie, un mic design, să spunem așa. O să iau treaba asta așa, pac, 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 pac. Iar designul o să vină ceva de genul ăsta, m-am gândit eu. Să aibă cumva vizibilitate, în același timp să arate și într-un fel ok. Bun. Ei, păi cam asta e limita. Cred că e suficient de înalt. Am văzut că în momentul când se spawnează, chiar dacă e înalt, partea de deasupra o să se ducă un bloc. Hai să vedem dacă îl facem puțin mai înalt, o să se întâmple aceeași treabă. Eu cred că nu. Nu văd motivul. Și cu ocazia asta folosim și blocurile astea, pentru că până acum, sincer, nu le-am folosit. Au fost niște blocuri așa adunate în chestul ăla acolo și folosite pentru nimic. Că, na, nu s-a întâmplat nimic interesant pe aici. Ok, ca să nu stricăm designul, să fie mai futurist, așa, o să le plasez ceva de genul, ok, arată bine, îmi place, gata, e ok. Și partea asta de deasupra o să vină tot cu scări dintre astea, doar că să mă gândesc cum vine, cred că vine ceva de genul ăsta, ca, așa, da, ceva de genul ăsta. Bun, și după aia o să vină deasupra, după aia o să vină așa. Da, aici o să fie o puțină bătaie de cap, dar o să arate interesant așa,
random toată treaba asta. Da, revin când o termin. Acum, na, nu știu ce să zic, nu știu dacă era neapărat necesară construcția asta. În același timp are un design foarte futurist și nu se potrivește cu ce am mai construit eu pe aici, dar iese cumva în evidență treaba asta. Da, nu era necesară, încă o dată. Vreau să vă mai arăt ceva, niște lemn, am lemn aici. Dacă merg pe partea de sus, am băgat obsidian. Probabil ați văzut în timelapse. Am pus obsidian în speranța în care, dacă se spawnează vreun mob, trăiesc cu speranța că nu o să-l distrugă. Sau e posibil să da, asta o să văd eu pe parcurs. Cum am spus, nu era o chestie necesară. Cred că e o chestie mai mult de fiță treaba asta. Cred că 100% e o chestie mai mult de fiță. Acum nici nu știu cum să o cataloghez exact, nici nu știu ce să spun despre chestia asta. Oricum aveam niște iteme care trebuiau la un moment dat folosite. Niște iteme care... arată într-un fel. Hai să mă testăm cumva să văd dacă reușesc să spawnez vreun mob. Uite aici se vede obsidianul foarte bine. Să vedem dacă reușesc să spawnez vreun mob între timp. Să vedem dacă sparge ceva din tavanul ăsta. Oricum blocurile astea nu sunt ele indestructibile sau ceva. Adică știe blocul. Dacă făceam toată cușca asta din obsidian era altceva. Doar că era foarte mult de mers în nether. Trebuia să merg foarte mult în nether. Să fac rost de lavă, să aduc lava în overworld, să o dau cu apă și să fac rost de obsidian. Nu era imposibil. Dar am luat foarte mult timp. Dar nu se știe pe viitor dacă continui seria asta foarte mult și o să fie apreciată. Mai știi, poate fac cușca asta toată din obsidian. E o posibilitate, nu e exclusă treaba asta, să zicem. Asta voiam să văd, dacă partea... Ok, la păianjeni nu se întâmplă nimic, deci partea deasupra la păianjeni e ok, nu se sparge. Deci s-ar putea să fie suficient de înaltă chestia asta să nu se... am silt touch. Ok, asta nu poate fi de bine. Da, nu mai contează de acum. O să încerc să mai umplu chestul ăsta cu chestii ce le am în plus cumva. Sau de două ori în chestul ăsta, o să iau așa. Ok, uite, vezi, se mai golește pe aici pe acolo câte ceva. Deci e de bine și restul aș putea să le arunc chiar aici. Devine frustrant acum pentru că diversitatea obiectelor, itemelor ce pică de aici, că mă bâlbi grav, e foarte mare și e greu cu un simplu inventar să faci chestia asta. Asta este, dăm înainte.
Deci la Păiangăni, nu s-a întâmplat nimic. Efectiv a rămas exact așa cum știu. Nu cred că luminează destul chestiile alea, dar le mai las așa. Bun, nici la oi nu s-a întâmplat. Am oi, sincer n-aș avea nevoie de tine chiar deloc, la modul că stau bine pe partea de animale, oi și chestii genul ăsta. Chiar foarte bine, chiar foarte bine. Obsidian, merge destul de repede cu pickaxe-ul ăsta. Niște mobi, niște hostile mobi, niște creaturi dintre astea cu care să mă lupt. Nu cai, dar nici la cai nu sparge. De aia s-ar putea să fi rezolvat problema. Ca idee am și cai, nu trebuie să-i mai spawnez de 10.000 de ori și nici nu vreau să îi folosesc. În primul rând că nu am la ce să-i folosesc. Chiar nu am. Oh, Griffin, salut! Tu ești un setean. Ok, poți să te duci încolo? Hai că-ți deschid eu așa. Ok, du-te. Așa, bun. Cred că ar trebui să te dai din ușă, Griffin, așa ca formă de respect pentru mine, pentru că te-am spawnat, așa pentru un prieten zic treaba asta. Mă gândesc că ar trebui să te dai. Vrei să te duc la prietenii tăi? Să fie ciudată treaba asta cu prietenii. Mai am railuri. Nu știu dacă mai am spațiu. De fapt pot să pun doi, nu e o problemă spațiu. Trebuie să mă uit să văd dacă mai am railuri pe aici. 100% am făcut. Da, m-am chinuit data trecută cu railuri, țin minte, ok. Asta o să vină destul de nasol. Tu pe mine o să mă super... Îți bați joc de mine, efectiv îți bați joc de mine. Acum eu trebuie să umblu pe toată mapa, după tine să te duc la frații tăi acolo. Asta o să fie nasol pentru mine. Și nu vreau să fac asta. Te duci și te pui în patul meu. Da, e ok, dar trebuie să te duc acolo la frații tăi. Cum facem să ne înțelegem? Tu dormi acum în patul meu, dar mi-ai lăsat și mie o bucată acolo, pot să dorm lângă tine. Înțeleg, suntem ok. O să te duci la frații tăi dacă ești. Vrei? Bine, hai. Nu te mai deranjezi, te las și am plecat. Nu vrem să-l deranjăm, așa că facem liniște să doarmă Griffin. Și episodul ăsta se încheie aici, în liniște, să nu-l deranjăm. Cam atât. Eu am fost Ciobi și ne vedem în clipul următor. Bye, bye.